Da, Iulian, salut! Ce ai mai pățit cu Suceava? Seara, ce să pățesc, colegul, te numai probleme și probleme, formațiunile civice și colegii mei din teren, din Suceava, Sorin Tofan, Daniel Bosfor și ceilalți colegi care umblă zi și noapte pe teren, nu li sunt îndeplinite anumitele criterii și anumitele doleanțe la cubajul și la măsurarea lemnului. Ți-am trimis acel video cu domnul Sorin, cu domnul Ionuț Iepureanu, în care spune că nu este permisibil să mergem să filmăm cubajul. De la Ocolul Silvic spune că se poate. Deci ei vor să fie transparenți și ne lasă. De ce poliția nu ne lasă și domnul Iepureanu este purtător de cuvânt al poliției Suceava? De ce a ieșit pe live, pe News Bucovina și a spus că nu se poate? Și astăzi când l-am contactat, deci l-am contactat telefonic, m-a sunat și domnia sa și a avut o ieșire total neadecvată din partea unui purtător de cuvânt al poliției Suceava. Și îmi pare rău că este purtător de cuvânt. Am precizat și am luat legătura cu cei de la televiziunea News Bucovina, unde le-am spus că după Paști voi reveni în Bucovina și voi avea un dialog și o discuție cu toți activiștii din mediu, din județul Suceava, Sorin Tofan, Daniel Bosor și ceilalți colegi. Fiindcă le cerem poliției municipiului Suceava și domnului Iepureanu să fie și să ne lese să fim transparenți în ceea ce noi depistăm sau colegii mei depistează în trafic. Deci sunt mașini care este o aplicație inspectorul pădurii, nimeni nu face o sesizare fără să verifice de pe inspectorul pădurii dacă există avizul corespunzător. Odată ce avizul nu există nici în baza de date, înseamnă că el nu este legal cu lemnul și pe domeniul public. Ceea ce vreau ca să mai menționez sunt anumitele tronsoane și anumitele străzi în care este restricționat anumit capacitate de tonaj. Acești hoți de lemni, că nu-i poți numi oameni de bună credință, trec cu mașini și avem destul de reportaje de la colegul meu, Sorin Tofan, care sunt drumuri distruse din cauza mașinilor de lemn. Și autoritățile nu se mișcă să repare acele poduri. Dar oricând, cineva noaptea, fiind neiluminat acel pod, poate să cadă în acea groapă care este făcută de roțile mașinilor de mare tonaj. Dar de unde știi tu sau colegii tăi activiști din Bucovina ce tonaj are mașina? Fiindcă, cum să nu știu, Oleg, au o aplicație și pe acel aviz scrie câtă capacitate și cât tonaj apare pe hârtie, pe documente. Fiindcă este o regulă, nu poți să încarci mașina cu 90.000 de tone de lemn. Este o capacitate cât poți să pui în mașină. Și sunt poduri care sunt limitate la 7 tone. E, pe o mașină încărcată cu fag depășește chiar și 50 de tone, aproape și o tonă și ceva depășește. Dacă este fag verde, este foarte greu. Să nu uităm că avem Deci chiar ei, reportaje. șoferii, cei transportatorii, riscă să se prăbușească cu tot cu mașină și cu fagul, cu lemnul, să prăbușească pe Nu. podul acela care nu are capacitate de 50 de tone. Evident că riscă, dar ei se supun fiindcă banul este prețuitor. Pentru un ban, ei nu se gândesc și nu uita, Oleg, și vreau să transmit pe această cale. Am avut de la pădurarul Căunei, care tot așa, un șofer de al domniei sale, de la firma Eger, care tot așa, Daniel Botnar, l-a surprins în trafic cu asemenea masă lemnoasă care nu avea niciun document. E, el s-a întors frumos din drum și a fugit cu camionul în păduri. Poliția nu mai a putut face nimic decât o veni la fața locului în pădure, dar nu a putut face. Acum totul a rămas pe baza filmărilor care Daniel i-a arătat la polițiști și uitați, domnule, dacă era în regulă și era corect, își vedea de drumul lui la ce a făcut cale întoarsă în mijlocul străzii cu mașina încărcată cu lemn. Dacă ai aviz, te duci în continuare, indiferent că cineva te acuză sau nu. Domnule, iar țaptele și nimeni nu a încetat. Atât timp cât tu nu ești în legalitate, de aceea ai fugit în pădure. Sunt mulți pădurari care fac astfel de lucruri. Sunt foarte mulți pădurari. Chiar am avut și eu un caz de la Câmpul Lung Moldovenesc, pădurarul Dorel, care finul lui este Mihai Sabi și acest nemernic taie de pe alte proprietăți
care pădurea este dată în pază la acest pădurar. Și el vine cu ciocanul și marcă. Deci eu îți dau ție pădurea să mi-o păzești ca și pădurar, iar eu vin și constat că mi-au dispărut anumite firii de copaci. Dacă eu nu am autorizație și nu am făcut nicio exploatare de tăierea lemnului, unde îmi sunt firile de pe parcela mea care eu ți-am dat pădurea în pază? Deci, spuși lupii paznici la oi. Da. Și Dar nu fac înțeleg, chiar acela neamurile folosește pădurea. ciocanul ca să marcheze niște copaci tăiați de parcela altui pădurar? Nu trebuie să aibă un ciocan separat fiecare pe care să fie marcat Nu, probabil nu, aceeași. numărul lotului, Nu, numărul pădurii, ceva de felul ăsta. nu, nu. Nu, 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 Oleg. Aceeași ștanță este pe toate ciocanele. Nu diferă nicio ștanță. Am Aceeași ștanță înțeles, este am înțeles. pe toate ciocanele. Nu sunt ciocane diferite cu anumite seri. Că dacă erau diferite, puteai să dai seama și poți identifica. Dar așa nu poți să identifici. De ce? Pentru că ciocanele sunt toate cu aceeași serie de marcă și doar atât. Statul nu face mare lucru ca să oprească tăierea pădurilor și de asta profită și unii pădurari șmecheri și unii industriași care au nevoie de lemn ieftin. Și polițiști, jandarmi care câștigă din asta probabil ceva Eu țin să mită. cred că domnul Iepureanu Ionuț, domnul Ionuț Iepureanu, este în mână-mână cu acești hoți. Fiindcă dacă era un om de bună credință și un purtător de cuvânt, cum se cade, ar fi dat voie ca noi, activiștii civili, să fim transparenți și să vinim. De ce? Când Sorin Tofan, chiar în ziua când s-a întâmplat și a făcut live-ul, domnul Ionuț Iepureanu a făcut live și a spus că da, dorim, vă așteptăm, puteți să veniți, să purtăm dialog și discuții. Astăzi l-am întrebat, domnule Ionuț Iepureanu, la ce ne poftiți să facem discuții dacă nu avem rezultate concrete și fapte reale? Discuții și vorbi suntem sătul. Haideți și lăsați polițiștii, colegii dumneavoastră să-și facă treaba și să ne ajute, pentru că noi venim în sprijinul lor. Fiindcă nu cred că un polițist se duce și autosesizează singur, domnule, uite, văd o mașină, hai să-l opresc, într-adevăr, rar dacă găsim astfel de polițiști. Atât cât colegii din formațiunile de mediu din Suceava își fac treaba asta, ar fi trebuit și poliția să fie mult mai transparentă și să fie în sprijinul acestor activiști. Nu să le bagi bețe în roată. La ce mă refer? Fac două mențiuni. Sorin Topan mi-a spus chiar astăzi și ieri am avut discuții, că este amendat, are patru procese vinite, fiindcă era în pădure, făcea un reportaj și de la Ocol, de la Suceava, am sunat și mi-a spus că și în pădure, dacă ești singur și faci un reportaj, este domeniul public și trebuie să porți mască. Mi se pare deja total oribil. Dacă eu sunt în pădure singur, trebuie să am mască, iau Păi, COVID-ul de regula prin poate pădure. fi obtuză, simplă și fără excepții și atunci, da, trebuie respectată, dar probabil polițistul sau cine, agentul constatator, ar trebui să țină cont și de situația asta concretă și să-și dea seama să nu aplice amenzi pentru astfel de cazuri elementare. Pe de altă parte, imaginează-ți că mergi prin pădure singur și te întâlnești cu un grup de oameni. Ce faci? Umbli și cauți masca atunci să-ți o pui? Trebuie să fii tot timpul pregătit și să te întâlnești cu oameni, nu? Care eventual pot să preia de la tine virus sau să-ți dea virus. De aceea Da, nu. există regula asta. Oleg, eu vorbesc de ideea că Sorin Tofan are reportaje când era singur în pădure și arăta anumite licioate care sunt tăiate fără să fie marcate de ciocan. Și ăla Da, am se numește. înțeles. E altceva, sigur. Bun. De ce acest activist s-a trezit cu o amendă pentru ideea că era în pădure și nu avem masca? Dacă era singur în pădure, stă COVID-ul? La nu știu câți mii de kilometri de stradă stă COVID-ul sus pe cetin, în copac? Hai să fim reali. COVID-ul stă oriunde dacă au trecut alt om pe acolo sau o streacă după el, deci nu ne luăm așa. Și în junglă este COVID, și în pustiu, și... Oleg, hai să spun, sunt zone în Bucovina care acolo ajung numai hoții de lemne și animalele. Atât. Sincer îți spun, deci sunt zone care erau întreținute de gospodari, ierburile se cosau, era îngrijit. Acum totul se împădurește. Totul este împădurit și se face copaci, crește, oamenii merg la tăiet acolo fără nicio știință și fără nicio bună credință. Am Acolo nu înțeles, cred că Iulian, mai este. mulțumesc pentru relatare, așteptăm
vești și bune. Sper că el va contesta amenda aceea și va continua, nu se va Nu. lăsa intimidat, va continua să relateze din... Și așteaptă să vină toate procesele. Dacă ai observat, eu i-am transmis și pe canalul de Facebook al lui Lazaru sâmbătă și pe Antena 3, dacă ai să urmărești, am Nu, nu transmis. urmăresc Antena 3, ești nici canalul de Facebook al lui Lazarus. Nu, ideea că am făcut un apel și mi-au răspuns unii politicieni și după pași vor să vină să organizăm și un protest aici pentru activiștii din mediu din Suceava, la București, cu autorizații legal tot, și la Suceava pentru demiterea domnului Ionuț Iepureanu. Îi transmit public, voi face un live și mâine și voi transmite public că voi iniția procedura de demitere pentru incapabilitatea să ieși public și să spui pe un post de televiziune News Bucovina că vrem o transparență. În ce fel transparență vrea domnia sa? Numai vorbi și politică? Nu se poate așa ceva. Vrem fapte concrete. Și eu l-am sunat astăzi și și-o permis să-mi închidă telefonul, că cine sunteți, că el nu a auzit de Sorin Tofan, că nu a auzit de Daniel Bostor. Și el a fost pe live și a vorbit cu ei. Cum poți să minți în halul ăsta, să minți, să spui că nu-i cunoști pe acești activiști? Ok. Despre ce vorbim? Poate nu a auzit sau era luat prin Oleg, surprindere sunt și n-a live în care... reușit să se Oleg, dumerească. este live făcut cu domnul Ionuț Iepureanu, Daniel Bostor și domnul Mihai Chiric de la News Bucovina, care ți l-am trimis pe pagina ta. Cum poți să spun că nu-l cunoaști pe domnul Bostor, care este în dreapta lui pe live? Hai să fim realiști. Dacă îmi despart mașina, acei pădurași și-a aruncat cu pietrele în mașina și-a sărit cu topor când era cu fata lui și s-a dat la televizor, el din Suceava nu-l cunoaște de la Moldovița pe domnul Sorin Bostor și-l cunoște celălalt presi din București? Despre ce vorbim? Cum poți să mint în halul ăsta? Deci cunoștea ProTV-ul și celelalte posturi de televiziune cazului de la Moldovița și domnul Iepureanu din Suceava când a venit controlul la București nu-l cunoștea pe Sorin Tofan sau Daniel Bostor. Mi se pare deja că vorbim despre o incapabilitate în măsura de purtător de cuvânt. Am înțeles. Mulțumesc pentru relatare. Doamne ajută și o seară bună!